Moțiunea de cenzură depusă de PNL împotriva guvernului a fost respinsă. Victor Ponta rămâne premier. Potrivit rezultatului anunțat în plenul Parlamentului, au fost 207 voturi valabile exprimate, dintre care 194 pentru și 13 împotrivă. Pentru adoptarea moțiunii ar fi fost nevoie de 278 de voturi pentru. Parlamentarii Coaliției de Guvernare prezenți în sală nu au votat, cu unele excepții. Premierul Victor Ponta, președintele Camerei Deputaților Valeriu Zgonea sau senatorul Șerban Nicolae. Dezbaterea înainte de vot a aprins spiritele. Dincolo de câteva glume, unele reușite, altele mai puțin, de aceea și Cațavencu, Farfuridi, Brânzovenescu de Constanța, pe care îi știți de atâta timp, regret faptul că astăzi nu am reușit să vorbim totuși în fața camerelor reunite suficient de mult despre ceea ce înseamnă guvernare cu adevărat și ceea ce înseamnă viața oamenilor. Și faptul că suntem pentru prima dată pe primul loc între cele 28 de țări ale Uniunii Europene la creștere economică. România este astăzi o țară aflată în plină criză, generată și amplificată de premier, a cărui legitimitate și este făcută praf în fiecare zi de către domnia sa. Este un rezultat care, din punctul nostru de vedere, înseamnă mult. Înseamnă lipsă de respect și sfidare din partea lui Ponta și a colegilor din PSD față de români, față de românii din țară și din străinătate. Nu vom sta cu mâinile încrucișate, chiar dacă astăzi n-a avut succes moțiunea noastră de cenzură, o moțiune de cenzură în toamnă împotriva guvernului lipsit de legitimitate, cu siguranță va avea succes. În timp ce copreședintele PNL Alina Gorghiu anunța inițierea unei alte moțiuni în toamnă, premierul sublinia că are încă susținerea majorității. După ce s-a votat astăzi, avem guvern, avem majoritate, haideți să ne apucăm de treabă. Moțiunea de cenzură intitulată Victor Ponta demis pentru exces de putere prin blocarea alegerilor, dreptul la vot nu e o lozincă, a fost semnată de 183 de parlamentari, dintre care 12 de la PSRO și 2 de la Grupul Democrat Popular, restul fiind deputați și senatori ai PNL.